Quindi deve andare tutto lume a verde. Nu prea aveți mașini străine, nici motocicliști. Deja în zona asta ne apropiem de front și aici avem post de control. Curios dacă ne oprește sau nu. Se vede că nu mai suntem în vestul Ucrainei și mergem spre est, sud-est. Nu mai subdezvoltată zona asta decât vestul. Acum suntem undeva la 100 și ceva de kilometri de front. Când am venit în Ucraina, toți prietenii mei care stau aici, în Kiev, în Mukachevo, au spus, bă, singur lucru să nu filmez convoie militare, că n-ai voie, deci pur și simplu n-ai voie ceva și normal. Poți să pățești ceva normal. Ei, pe drumul ăsta din Kiev până aici, bună dimineața! Bună dimineața! Suntem... în Kiev. Suntem în Kiev. Și spre surprinderea noastră, am uitat pe GPS, nu arată nimic roșu și este luni dimineața. Vedem. Așa arată pe GPS. Spre mirarea noastră. Din camera de hotel. Priveliștea noastră. Am stat două zile aici. A fost ok. Iar ne-am plimbat, am editat vloguri. Azi și mâine, cred că va urma cele mai grele, de fapt, cele mai interesante zile a noastre. Azi este un vânt imens, 16 grade afară. Pe meteo arăta săptămâna trecută că vor fi 32 de grade azi. Și cred că și după masă va fi 22-23 da, de grade. Și mâine zice 30, vedem, nu mai avem încredere. Acum fiecare zi am prins ploi, așa în aventură. Dar azi mergem la Kirovograd. Probabil că ați auzit de multe ori această localitate în știri. Azi avem de făcut 320 de kilometri și mâine va fi, cred că, zona și testul cel mai interesant. Mergem la Mykolaiv, unde zilnic sunt 4-5 alarme. O să fim la 30 de kilometri, 35 de Herson de front. Chiar acolo este frontul actual acum. Urmărim, este un site, Var Studii, nu mai știu numele, unde urmărim. Vă las aici o poză. Unde urmărim exact să știm totul, să nu ne riscăm, dar mâine vom fi cel mai aproape de bătălii. Acolo o să dormim. Greu am găsit un hotel. Da. Să spunem că orașul are 450.000 de locuitori. A avut cândva. Și dacă băgați Mykolaiv în Google, acolo s-a bombardat aproape jumătate de oraș în primele faze a războiului. Chiar a fost, cred că, ocupat și după ce are câștigat ucrainean. Am găsit greu hotel, cum am spus. Singurul hotel care am găsit care are bunker. Deci are hotelul, are... Am citit comentariile și erau niște cehi, acolo s-au cazat niște americani și au scris că au coborât în subsol și au făcut acolo. Deci urmează două zile interesante aici în Ucraina, rămâneți cu noi, dar și azi vom merge deja spre est de la Kiev. Deci mergem spre est. Ne-am cazat în centrul orașului. Știind cât de aglomerate sunt capitalele, ne-am așteptat la un trafic infernal într-un oraș de 3 milioane de locuitori, mai ales luni dimineața. Ei, spre surprinderea noastră, pe bulevardele late, traficul a curs ca la carte. Vă invităm să călătoriți cu noi pe șaua din spate, prin capitala Ucrainei, Kiev. Și evident, cu o muzică super faină.
Oh, where I come from, these are the things I know. Never let your woman go, never break her heart. Oh, but where I come from, there's only miles of broken roads, only love that'll never grow. It ends before it starts. For the things you own, you never let your weakness show. You never pray to God. Oh, but where I come from, heaven is the full man's goal. It leads you anywhere but home, you to nowhere. But I will run, I will run, I will run, run away. I will run, I will run, run away. Deep in the valley of concrete and alleys, the stars never shine. Never break her heart. Am oprit să ne întindem. Este un vânt, nu știu dacă vedeți acolo pe copaci. Și acum încă suntem aici într-o vale. Da. Avantajul motocicletelor ușoare că puteți să ne strecurăm în oraș, dar pe vânt mare e dezavantaj. Am venit 50 de kilometri de la Kiev, circa 50, și mai avem, haideți să vă arăt, 261 de kilometri până la Kirovograd. Nu așa ușor mergem, că... Ce ai? Te doare piciorul? Da, e fain. E fain, așa e fain că nu trebuie să te grăbești, lanzat,
GPS-ul arată nici 4 ore, da? Cred că o să facem 5 când oprim, mai bem apă. Foarte important tot timpul să beți apă. 22 de grade, chiar ideal. Chiar ideal. Chiar e ok. Totul e funny. Nu a fost Kiev aglomerat, hai să spunem. Deci m-am mirat, din București nu ieși așa. Deci se vede că au plecat foarte mulți. Am ieșit permanent, am mers. Nu trebuia să nici să ne băgăm, să ne socurăm nimic. Și am ieșit super fain. Un lac. Aici era un lac, cum să zic, la minute, un lac imens. I'm staring at the ceiling, so vivid and clear. I don't need a crowd, I got your company. La o benzinărie. Ai cerut cappuccino? Mm-hmm. Vrei să mănânci? Nu mai foame. O întrebare dacă dorim. No. Era bine, mai încolo. Vesca. Ok, thank you. Ce? Tu faci? Acolo, trebuie să fac. E foarte modern aici. Super 30. O să scriu aici, la voi, ce ora suntem, că nu știu. Ce modern. Ia. XR, am celălalt. Ia, da. Ia. Nu toate patru, ia unul. Două. Foarte, foarte frumos aici, are să vă arăt. Vara stau motocicletele. Mă, vântul ăsta e crazy. Ca și în Maroc, exact, așa tare bate. Are cappuccino, cață. Tu ce ai apăsat acolo? Cață latte. Nu. Nu e cappuccino, stai așa. Crezi că asta, nu? Ia, așa. Turbo. Aici trebuie să fie. Uite ce scrie, Turbo Pro Auto. Căni. Și o grămadă de vodka. No. Zahăr. Ha? Ceva sirup, vanilie, ciocolată. Nu știu. Bagă tu ce vrei. Bagă vanilie. Să știi că nu mi-e frig, nu mi-e cald, totul e ok. Opa, ce ful am băgat. Crește-te. Crește-te că curge. Și la tine așa, fii atent, că nu se oprește. Stop. Stoi. Na, uite-te. Vrei sirup? Vanilie. Oh, mult. Da? Cred. Păi dacă e gratis. Dacă e gratis, băgăm. Trebuie. Da. Nu, no, prietene. Hm?
Ce? Corona. Zero. Fără acol. Fără acol. Încă l-am văzut nicăieri. Poftă mare pentru noi la cafea. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de reducere NEO, vei beneficia automat de 5% reducere. Am ajuns într-un orășel micuț și drăguț. Suntem la vreo 100 de kilometri deja de Kiev. Foarte multe lacuri sunt aici în zona și aici, în stânga, cum vedeți. Da, ce frumos e. Pescuiesc și de lungă. Foarte fain a fost acest orășel micuț. Un pic așa cu tentă socialistă, dar așa, mai liniștit. Vântul nu s-a potolit. Și aici avem post de control. Sunt curios dacă ne oprește sau nu. Deci până acum nu ne-a oprit nimeni. Avem 118 km până la Kivovograd. Ce restaurant interesant. Tradițional. Șase de grade se încălzește. În păcate, cum vedeți, copace vântul, nu se potolește. Dar avem noroc că acum venim cu vântul, deci cam un pic din spate bate. De vreo jumătate de oră s-a schimbat. Bine. Orășel tipic ucrainean, orășel mai micuț. Stație de autobuz în dreapta. O zonă de câmpie. La roșu spre stânga. Ce-i aici? Verde.
locuri, cum sunt și la noi. Orășel tipic socialist, post-socialist. Autobuzul ăsta ce-mi plac. De mult, de când am ieșit din Kiev, vreo 200 km a doilea oraș și primul mai mare. No. Acum vin domnule. Hai, domnule. Autobuzul. Ce plac ăsta. Așa de fain merge VNL ăsta. Așa de fin este cutia, accelerația. Îmi place motorizarea asta de 500. Asta este și pe TRK 502. Așa de dinamic, așa de linear. Prietenos. Deșirele care, frate, nu sunt tocmai ca la noi. Ah! Observat. Centrul orașului. Cred. Oh. Centrul orașului. Când e verde, are toată lumea verde. Nu prea aveți mașini străine, nici motocicliști. Deja în zona asta, ne apropiem de front. Până în Kiev m-am întâlnit nemți, perjieni, dar aici deja spre sud, mic. Și sigur, în orașe drumurile nu sunt bune, cum am spus. Dar în Kiev am găsit drumul ok, în oraș. Destul de mare orașul, nu? E așa orașul, e oraș. Ce lac fain în dreapta. Bărcuțe, lumea sună cu bărcuțe.
încet, încet ieșim din localitate. Aici, în localitatea asta, văzând semaforele astea agățate, aiurea, drumul prost, clădirile, că suntem în anii 90 în România. Cam așa simt. Mașinile vechi, multe. Anii 90 din România. Se vede că nu mai suntem în vestul Ucrainei și mergem spre est, sud-est. Nu mai subdezvoltată zona asta decât vestul. Nu mai vezi un bloc mai mare, nu mai vezi foarte puține clădiri noi. Dar vedeți și voi prin camere, probabil, v-ați dat seama. Și l-a urmărit aventura voastră de la început. Benzinăriile cât de cât sunt moderne. Și cred că atât a fost din localitatea. Tot ce trebuie, vezi? Hai! Hai la aparat! Lumea e la strand, noi cu motoarele. Uitați cum stau acolo, sub nuc. E camuflat, știi? Nu se vede de pe satelit. Păi nu-ți hotelul ăsta, cam 35 de euro am plătit. Cu mic dejun, cred că, nu mai ții minte. Cu mic dejun? Garden Hotel. Cum Garden Hotel, uitați. 2021 s-a făcut în COVID. COVID a făcut hotel. Hai după tine că ți-a arătat doamna camera. Hi, hello. La ce etaj? La 1. Ce bine. Cred că mai este un etaj, nu? 2. Putem să spălăm. Hai, mă. 35 de euro cu mic dejun. Mister? Ce? Mister? Oh, thank you very much. Ce, mă, pat matrimonial avem? Nu, 3-4, uite, ai pat mic.
trecut atât. 20 de grade, 29. Asta nu se spun, dă drumul la climă, fă ceva, că voi nu simțiți, prieten, dar e foarte cald. Se vede că e nou hotelul. Se vede că e nou hotelul. Uite, minibar avem pe linkă. Uite ce avem aici la minibar. Și au rămas la minibar. Vă spun o chestie. Acum vreo 10 ani, cred că, când m-am ocupat cu instrumente muzicale, nu atâine, când m-am ocupat cu instrumente muzicale, am fost cu Yamaha invitați la, lângă Viena, hotel 5 stele plus, nu mai am plătit. Cred că erau 500 de euro o cameră pe noapte, eram cu Yamaha. Și referitor la minibar, seara tare n-a fost sete. Eu m-am mâncat acolo și am deschid în minibar. Am stat două nopți. Și era apă de jumate, dar apă normală care e la magazin. 11 euro era apă la jumate. Tare mi-a fost să zic, mă, ce să facem? Am luat. Și am băut. Și vrei să vezi prețul aici? Nu, 11 euro. Zic, asta e. A doua zi am plimbat prin oraș, același apă am văzut la magazin. Am luat și am pus-o pe minibar. Cum face lumea la 11 euro? Nesimțire, știi? Pentru apă care am luat la Aldi cu 50 de cenți. Nu facem aici așa, că nu cred că sunt scumpe, dar nu bem de la minibar niciodată. Ok, prieten, ăsta a fost cu minibarul, în paranteză. Haideți să vă explicăm cu Norbi cum se treaba. Astăzi n-am filmat foarte multe pe drum, fiindcă când am venit în Ucraina, toți prietenii mei care stau aici, în Kiev, în Mukachevo, au spus, mă, singur lucru să nu filmez convoie militare, că n-ai voie, deci pur și simplu n-ai voie ceva și normal. Poți să pățești ceva normal. Ei, pe drumul ăsta din Kiev până aici, cred că niște convoaie care ducea combustibil, camuflate, tancuri, deci foarte multe convoaie. Se vede și pe drum că e tare distrus drumul. Mai ales marginea. Foarte, foarte nasol am venit. Asfaltul era prost și nu am filmat. Că nu am filmat. Nu vrem să ne jucăm cu libertatea noastră. Dar foarte multe convoaie. Că aici, cum coborăm jos mai departe, mâine, spre Nicolaiv, de acolo începe frontul. Noi acum suntem undeva la 100 și ceva de kilometri de front și mâine unde mergem, cum am spus, să fim la 30 de kilometri de front și dai seama, aici am venit. Deci numai, deci, hai să luăm la 10 mașini cu care ne-am întâlnit, 5 au fost sigur de armată. Cam așa. Și plus convoiele militare. Deci nu am filmat, asta este. Mâine va fi interesant și azi, că aici sperăm că astăzi o să avem noroc și nu prindem alarmă de raid aerian. Că noi am urmărit pe aplicația ce avem, fiecare zi a fost aici. Fiecare zi a fost. Vedem, momentan e liniște, haideți să vă arăt că lumea stă la piscină, deci chiar foarte liniște. Uite un lucru unde mușcă acolo. Unde? Aici, în față. Deci, acum este ultra liniște, sperăm că așa va rămâne. Asta a vrut să specificăm, că probabil ați spus, uite că n-ați filmat nimic pe drum. Din cauza asta am filmat puțin. Ce, mai vrem să spunem astăzi ceva? Încet, încet ne-a obosit vântul ăsta. Deci simțim, astăzi am venit 325 de kilometri. Motocicletele merg perfect până bestial, acum. Chiar îmi plac foarte mult. A fost și cald, acum am ajuns 28 de grade. E plăcut. Brubecul funcționează perfect. Vesi Marius și Motomus. Prieten, noi acum închidem, dacă nu se întâmplă ceva deosebit noaptea și sperăm că nu se va închide, vlogul ăsta s-a terminat. Mulțumim pentru susținerea voastră pe Revolut. Oh, mulțumim frumos! Thank you very much! Este de mare ajutor și m-a anunțat colega mea că avem foarte puține cărți de când suntem pe drum, ați comandat foarte multe. Mulțumim! Când a fost cu Logan în Siberia, mergeți pe berticiotilo.ro, mai sunt câteva bucăți și acolo puteți să faceți comanda. Noi mâine coborăm spre Nicolaiv, cred că mâine va fi ziua cea mai interesantă zi. Am un pic de emoții, Ajungând, mergând treptat pe front, acum cum venim, deja, îți dai seama că s-a schimbat. Se vede deja pe oameni, localitățile, foarte puțin oameni sunt, mulți militari. No. Va fi interesant. Rămâneți pe canal! Să rămânem! Pa, pa, să rămânem!